suntem într-un moment important. Pentru a treia oară vin să cer încrederea târgoviștenilor. Până acum m-am bucurat de încrederea acestora. Sper ca și de acum înainte să se întâmple acest lucru, dar nu sunt singur. Sunt într-o echipă puternică, într-o echipă unită. Alături de mine este domnul președinte Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean și al organizației PSD Dâmbovița, căruia îi mulțumesc atât pentru prezența la această depunere de candidatură, cât și pentru sprijinul constant acordat comunității locale. Domnul senator Titus Corlățean, de asemenea doamna deputat Carmen Holban, domnul deputat Vulpescu Ionuț, colegii mei din echipa de consilieri locali a municipiului Târgoviște și din vechea și din noua echipă, cu toții astăzi venind să depunem o candidatură pentru continuitate. Este vorba de prezența unui număr important de semnături de susținere pe care le avem în aceste dosare și voiam să spun că aceste dosare nu reprezintă simple hârtii, ci reprezintă încrederea peste 30.000 de târgovișteni. Dar cred că vorbe ați auzit și veți mai auzi multe în această campanie electorală. Noi vrem să ne definim prin fapte și ne vom defini prin fapte. De asemenea, la momentul depunerii candidaturii, de regulă, se fac promisiuni. Eu nu o să fac promisiuni. În schimb, o să-mi iau un angajament în fața târgoviștenilor. Un angajament cât se poate de onest și de sincer. Și anume, dacă ne vom bucura din nou de încrederea târgoviștenilor, vom face exact ceea ce am făcut și în această perioadă de când conducem destinele administrative ale municipiului Târgoviște. Eu vă mulțumesc, le mulțumesc și târgoviștenilor pentru sprijinul deosebit care ne-a fost acordat și în perioada următoare, repet, dacă ne vom bucura de încrederea târgoviștenilor, voi face tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea, cu bună credință, pentru binele locuitorilor municipiului Târgoviște, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc mult, domnule primar. În primul rând vă spun și eu bună ziua. Vă mulțumesc pentru prezență la acest eveniment deosebit de important, și anume depunerea candidaturilor pentru funcția de primar al municipiului Târgoviște în persoana domnului Daniel Cristian Stan și pentru consilieri locali din partea Partidului Social Democrat. Este un moment important pentru că vom continua proiectele pe care domnul primar le-a început în municipiul Târgoviște, proiecte pe care le-a gândit împreună cu administrația locală, proiecte pe care le-a adus în fața târgoviștenilor, și vreau să mulțumesc astăzi tuturor târgoviștenilor care au acordat sprijin actualului primar, actualului consiliu local și, bineînțeles, care vor acorda sprijin în continuare actualei administrații târgoviștene.